Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Din păcate, Dana Budeanu nu mai este printre noi. S-a lăsat de YouTube. Cine te mai rupe pe genunchi? Cine te mai face fătălău? Ei bine, nu fi prea trist, pentru că astăzi eu te voi face fătălău. Și prin fătălău nu mă refer neapărat la asemănarea cu o fată. Pentru mine fătălău înseamnă un papă lapte, un om slab. Așa că astăzi vom vorbi despre 7 greșeli care te fac un fătălău. Să-i dăm drumul. Prima greșeală care te face un fătălău este că îți pasă prea mult de cum arăți. Mesajul meu a fost întotdeauna: da, să-ți pese de felul în care arăți și să nu fii un om al peșterii, dar ai grijă să nu o dai în extrema cealaltă. Și eu obișnuiam să fiu un fătălău, în sensul că acum vreo 2 ani stăteam o oră și ceva în oglindă să mă pregătesc. Fiecare firișor de păr trebuia să fie în locul lui, mă uitam în oglindă prea des, dar din fericire am depășit această etapă a vieții mele. Aspectul e important, dar nu e atât de important încât să stai de fiecare dată câte 2-3 ore în fața oglinzii și să întârzi la fiecare întâlnire. De asemenea, nu e necesar să te duci la salon ca să te pensezi, să-ți faci manicura sau să te epilezi. Poți face tu singur aceste lucruri acasă. Fetele au un motiv să meargă la salon să-și facă unghiile și sprâncenele perfecte, pentru că știu că prietenele lor vor observa aceste detalii. Însă tu ești băiat. Nimănui nu-i pasă dacă ai unghiile tăiate la milimetru sau dacă ai sprâncenele perfecte. Din nou, nu sunt împotriva pensatului. Dacă ai monosprânceană, pensează părul din mijloc, că-ți trebuie două. Sunt împotriva pensatului în exces. Sunt împotriva bibilirii în exces, pentru că asta arată că îți pasă prea mult de cum arăți și nu e necesar la băieți. A doua greșeală care te face un fătălău este că ești gelos. Dacă îl invidiezi și îl vorbești de rău pe cel care o duce mai bine decât tine, înseamnă că ești slab din punct de vedere mental. La începutul Bibliei există o poveste, nu știu dacă ai auzit de ea, se numește povestea lui Cain și Abel. Aceștia erau doi frați care ofereau jertfe lui Dumnezeu. O jertfă înseamnă un sacrificiu. Numai că lui Dumnezeu îi plăceau mai mult jertfele lui Abel decât jertfele lui Cain. Abel era idealul lui Cain, era ce voia să devină el, însă în loc să își îmbunătățească jertfa pe care i-o trimitea lui Dumnezeu, a devenit gelos pe fratele său și până la urmă l-a ucis. Deci din povestea asta înțelegem că invidia conduce la ură și ura nu te ajută nici pe tine, nici pe cel pe care îl invidiezi. În schimb, încearcă să transforme această invidie și gelozie în motivație. Când cineva e mai bun decât tine, învață de la el, vezi ce face el bine și ce poți să aplici tu în situația ta. Asta te face un bărbat puternic, nu un fătălău. A treia greșeală care te face un fătălău este că îți pasă prea mult de ce cred alții. Dacă opinia cuiva te dărâmă, înseamnă că ești foarte ușor influențabil și că nu ești capabil să gândești pentru tine, iar asta nu te face puternic. E bine să asculți perspectivele diferite ale altor oameni, dar în final decizia e a ta, controlul e la tine. Eu îți pot oferi sfaturi care sunt variante pe care eu le consider bune, însă tu alegi dacă le pui în aplicare sau dacă le urmezi. Am deschis acest canal acum aproape 4 ani din dorința de a ajuta oamenii, în special tinerii, pentru că am simțit că nimeni nu-i ajută cu problemele pe care le întâmpină. Nimeni nu te învață cum să-ți faci o iubită, cum să fii social, cum să te îmbraci bine și să arăți bine, cum să fii un om bun. Și asta a fost dorința mea de la început, să ajut oameni. Asta îmi place să fac, să ajut oamenii. De asta spun și mereu la finalul videoclipului că poți să-mi trimiți pe Instagram orice fel de mesaj în legătură cu problema pe care o ai, iar eu voi încerca să te ajut. Iar dacă nu pot să te ajut pentru că nu le știu pe toate, măcar voi încerca să te încurajez. Și am primit foarte multe mesaje și încă continui să primesc mesaje de la voi, atât de multe încât am rămas în urmă. Nu mai
mai pot să le răspund la toate, mi-a foarte mult timp. De aceea am căutat o soluție să răspund mai rapid și mai eficient la aceste mesaje, pentru că peste unele poate mai sar sau nu le văd. Așa că am deschis un server de Discord unde voi intra în fiecare zi să răspund la mesajele voastre în legătură cu problemele pe care le aveți. Ce trebuie să faci ca să intri la masa sfaturilor, pentru că așa am decis să numesc grupul, este să devii membru al canalului. Așa că apasă butonul Alătură-te de mai jos, selectează opțiunea Ying Yang Argint și vei primi linkul de la grup, unde sper eu să creăm o comunitate strânsă și unită în care să ne ajutăm reciproc cu sfaturi în legătură cu problemele pe care le întâmpinăm. Însă dacă vrei să vorbești numai și numai cu mine despre problema pe care o ai, poți selecta opțiunea Yin Yang Aur și vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi sta la dispoziție în fiecare zi despre orice problemă pe care o ai. Așadar, dacă devii membru al canalului, putem să ne conectăm la un nivel mai personal, pot să ajung să te cunosc mai bine și să-ți ofer sfaturi speciale pentru cauza ta, lucru care este mai greu de făcut aici pe YouTube sau chiar pe Insta. A patra greșeală care te face un fătălău este că te văcărești. Normal că multe nu sunt cum ar trebui nici cu tine, nici cu cei din jur. Asta e viața, dacă toate ar fi perfecte, nu am mai avea cu ce să ne batem capul și ne-am plictisit. Toată lumea se poate plânge și poate observa ce nu merge bine, însă nu toată lumea poate găsi soluții și acționa. A cincea greșeală care te face un fătălău este că ai limbajul corpului feminin. Mergi drept și hotărât, strânge mâna puternic, privește oamenii în ochi, vorbește tare și clar. Încrederea de sine, asta transmite un bărbat puternic prin limbajul său corporal. A șasea greșeală care te face un fătălău este că depinzi de cineva. E ok când ești mic să depinzi de părinți, că doar nu ești Superman din fașă. Dar cumva trebuie să-ți dorești să devii cât mai repede independent de părinți și să ai o mică rușine atunci când le ceri bani. Cel puțin eu așa sunt. În opinia mea, cei mai mari fătălăi sunt ăia care stau pe banii părinților până la 30 de ani și se mai și laudă cu ce își cumpără. Și în final, a șaptea greșeală care te face un fătălău este că renunți prea ușor. Renunți la visurile tale, renunți la ideea că tu poți deveni mai bun și că te poți îmbunătăți pe zi ce trece oricare ar fi impedimentele. Renunți să încerci să-ți faci iubită, renunți să încerci să faci mai mulți bani, să arăți mai bine, renunți la pasiunile tale. Asta pentru că e greu. Dar spune-mi ce nu e greu în viață. Dacă ar fi ușor, ar face-o toată lumea și n-ar mai exista diferență între cei care depun efort, care se strofocă și care ajung la nivelul înalt și cei care rămân jos și nu încearcă niciodată pentru că e prea greu. Dacă e greu, înseamnă că ar trebui să o faci. Lucrurile grele te împing mai departe. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să deveniți membri ai canalului, pentru că nu voi mai răspunde la întrebări despre problemele personale pe Instagram. Pentru asta am creat serverul de Discord și vă aștept acolo cu sfaturi și cu idei fresh. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!